2020 era un an pe care îl așteptam cu speranță. Jocurile olimpice de la Tokyo, alegerile prezidențiale în Statele Unite și noul sezon din La Casa del Papel. Dar destinul este ciudat și totul s-a schimbat când un om a mâncat un liliac, ceva ciudat s-a întâmplat și după asta și economia a luat o razna. Acum avem un virus care se împrăștie foarte rapid și nicio idee despre cât de mult se va agrava situația. Și da, pandemiile sunt foarte rele, la fel și faptul că oamenii mor, dar astăzi vom vorbi despre ceva puțin mai morbid. Cu toate că 2020 va fi definit de acest eveniment, efectele vor fi simțite pe o durată mult mai mare. În acest moment este imposibil de prezis unde se va ajunge, dar având în vedere restricțiile care există și în alte țări, efectele distanțării sociale sunt ceva mai ușor de prezis. Să ne uităm în primul rând la economie. Este evident că aceasta a primit o lovitură puternică. Rata șomajului a crescut masiv datorită închiderii temporare a multor companii, dar în anumite cazuri s-ar putea să nu fie temporar. Firme mici care au nevoie de rulaj și care se închid pentru perioade de săptămâni sau chiar luni ar putea să rămână închise pentru totdeauna. Asta înseamnă mai puțini angajați, mai puțini oameni care au bani și implicit un consum mai mic, adică o cerere mai mică, ceea ce va duce la alte afaceri care nu și vor mai vinde produsele. Este un cerc vicios necesar pentru că o alternativă ar fi o rată de răspândire a virusului mult mai mare. Dacă virusul ar fi singura cauză, probabil că economia și-ar reveni destul de repede. Dar suntem martorii declinului unei corporații supraevaluate, un lucru care devenise oricum ridicol înainte ca virusul să apară. Schimbările în prețul petrolului sunt un semn că acesta ar putea fi începutul. Oprirea zborurilor și a navelor de transport provoacă de asemenea pagube financiare enorme, având în vedere costurile de menținere ale unor astfel de mașinării. În afară de restricțiile de călătorie, o rată mare a șomajului face acum ca mai puțini oameni să meargă în vacanță. Chiar dacă anumite guverne au luat măsuri să ajute companiile afectate, se așteaptă ca rata inflației să crească foarte mult în toată lumea. Industria cinematografică a oprit atât filmările cât și lansările de film deoarece cinematografele sunt închise, cinematografe care deja mergeau prost în ultima perioadă, deci asta ar putea fi lovitura finală pentru această industrie. Majoritatea lanțurilor cinematografice ar putea da faliment în câțiva ani. Lansările de film au fost amânate atât de mult încât chiar dacă virusul ar dispărea printr-o minune, niciun film nu va fi lansat pentru o perioadă destul de lungă. În ceea ce privește celelalte metode de divertisment, sportul a dispărut și el. De fapt, cam totul a dispărut în afară de streaming și jocuri video. Pentru cei forțați să stea în casă, aceasta a devenit principala sursă de divertisment. Dar nici în această industrie lucrurile nu sunt prea roz. Programatorii lucrează de acasă, ceea ce înseamnă că nu totul funcționează 100%. Cu siguranță există jocuri pentru care lansarea s-a întârziat. Halo Infinite, care probabil ar fi cel mai vândut joc pentru Xbox, ar putea să fie lansat cu întârziere, iar evenimentele precum E3 2020 s-au mutat și ele. Dar există totuși o industrie care merge din plin în această perioadă, magazinele online. Criza de provizii și panica din rândul populației fac ieșitul la cumpărături o experiență mult mai neplăcută decât era înainte. În această situație să-ți faci cumpărăturile online este mai convenabil și uneori chiar mai ieftin. Este probabil mai bine din toate punctele de vedere. Oamenii care nu au făcut asta niciodată acum accesează frecvent magazinele online și s-ar putea să facă asta și după sfârșitul pandemiei. Să cauți produse pe internet este mult mai comod decât să mergi în supermarketuri aglomerate și să stai la cozi interminabile. Oamenii vor trebui să își schimbe obiceiurile deoarece multe dintre interesele lor vechi ar putea deveni inaccesibile. Se vor concentra mai mult pe mediul online și pe viața de sufragerie care va deveni normalitate pentru mulți, chiar dacă teoretic este ceva temporar. Și chiar dacă restricțiile care momentan există pentru magazinele mici și spațiile publice în general vor fi ridicate la un moment dat, mulți oameni vor începe din nou să iasă abia după ce va fi descoperit un vaccin. Se estimează că va dura un an, un an și jumătate până când vom avea unul, dar și după ridicarea restricțiilor le va lua foarte mult magazinelor să-și revină. Probabil cel mai mare efect al pandemiei va fi o schimbare culturală. Un deceniu în care instituțiile demodate vor încerca să se adapteze unei infrastructuri moderne. Lucrul de acasă va deveni din ce în ce mai comun, mai ales că acum majoritatea companiilor și-au creat sisteme care permit acest lucru. Oamenii vor realiza că multe lucruri pot fi făcute într-un mod mai rapid și simplu. De ce să pleci de acasă pentru a cumpăra mâncare pentru animalul de companie, pentru a vedea un film sau pentru a petrece timp cu prietenii, când poți face toate aceste lucruri de acasă? Și da, am mai văzut asta atunci când au apărut smartphone-urile. Accesul la date și posibilitatea de a comunica instant cu oricine, indiferent de distanță, a schimbat mult lumea, care este foarte diferită acum față de anii 2000, de exemplu. Dar acesta a fost doar începutul. Socializarea online, posibilitatea de a ne cumpăra totul de acasă și multe alte lucruri pe care nici nu ni le imaginăm urmează să devină normalitate. Se poate spune că deceniul 2020 va aduce schimbări radicale în felul în care trăim, o lume în care companiile mari vor domina piața și în care va fi mult mai sigur să stăm în casă. Nu cred că va fi un deceniu foarte distractiv, dar măcar va fi interesant. Și mai interesant este că deja suntem aproape la jumătatea primului an. Să vedem ce se mai întâmplă. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!